domnilor consilieri, fără invitați. Astăzi vă bucați pentru astăzi în dispozițiile, în conformitate cu dispozițiile 134, alineatul literal din codul administrativ, în cerință ordinară, prin dispoziția numărul 39, 20 martie 2020, emisă de domnul primar. În consultarea condicii de reprezență rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier Tomă. Fiind prezentă majoritatea consilierilor... Domnul secretar, puteți să spuneți că suntem majoritatea, domnul Toma lipsește. Eu vă aduc la cunoștință prevederile articolului 7 din regulamentul de organizație funcționarea Consiliului Local. Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele condiții. Sunt mai mult, la litera de se spune lipsa nemotivată la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale Consiliului Local. Domnul Toma lipsește consecutiv din luna septembrie. Da, și pentru dumneavoastră, cine m-a împiedicat, domnul consilier Vlad, să inițiați proiect de hotărâre? Eu nu am posibilitatea să inițiez proiect de hotărâre, da? Și calitatea încetează de drept printr-un document. Există vreun document în sensul ăsta? Lăsați-mă să termin și după aceea puteți să faceți dumneavoastră ce doriți, da? Deci, fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vă spun bun venit. Dacă ne gândim și la circunstanțele actuale, fără îndoială este un act de curaj, dar eu zic că suntem aici ca să ne facem datorie. Am primit într-adevăr o notificare, o adresă, un fel de consiliere în legătură cu împrejurările actuale și cu posibilitatea de a face în așa fel ca administrarea unei comunități să meargă înainte. Fără îndoială, suntem conștienți de asta. Viața trebuie să meargă înainte și mai ales în sau chiar și în aceste condiții. Consilierea era pe ideea centrală de a face tot ceea ce putem și era și posibilitatea în sensul de a putea uzita de varianta sau de întrunirea online. Neavând infrastructura necesară, nu ne-a rămas decât această situație. Am identificat o manieră care să ne protejeze, atât în ceea ce privește spațiul, dezinfectarea, și vedeți că am încercat să aveți o distanță de gardă. Am stabilit împreună cu administrația școlii un filtru de dezinfecție, atât pentru ziua de ieri, cât și pentru ziua de astăzi. Sunt convins, cel puțin după verba arătată, exprimată de fiecare dintre noi, că sunteți sănătoși și așa să rămânem, fără îndoială, ca și consătenii noștri. Conform procedurilor. Domnul primar, mai spun încă o dată. Da? Respectăm legea. Domnul consilier Toma nu are calitate de consilier. A doua problemă, domnul consilier Toma este venit din comunitate recent. Conform dispozițiilor militare, cei care din străinătate să fie izolați la domiciliu. Dacă dumneavoastră nu noi nu respectăm legea, eu, unul, mă retrag din ședință. Dar poate că e chiar așa. Eu am totuși, domnul Toma, că vrea să prezinte o cutie de la un medic. Da, dar nu cunoașteți dispozițiile. Când a venit? Dispozițiile din ordonanța militară. Conform procedurilor, noi trebuie să fim înștiințați de Inspectoratul Județean pentru situația de urgență. Am solicitat lista cu cei care figurează în evidențele lor, că noi nu avem o structură sanitară la nivel de primărie. Am stat de vorbă și... Dar regulamentul este clar, domnule. Regulamentul spune 3 luni.
Dânsul are 6 de când lipsește. Regulament trebuie respectat. Acum discutam despre prezența periculoasă a domnului. Repet, pentru dumneavoastră, ce v-a împiedicat să inițiați proiect de hotărâre? Pentru că dreptul de a iniția un proiect de hotărâre îl au consiliere, domnul primar și cetățenii, da? Eu nu sunt consilier, da? Nu am dreptul să inițiez. Dumneavoastră putea să inițiați. Eu nu știu de cine. Domnul primar... Lăsați-mă, trebuie să fie un document, da? Este un document scris în sensul ăsta că nu sunt postată printr-o hotărâre de Consiliu în cetarea mandatului. Întrebarea mea este, ieri nu a fost domnul Tomas aici? Da, a fost. Și ieri a fost discuții? Nu. Păi, nu mai avem vorbă. Da, azi, 4-6. Mai este statutară? Domnul Tom, normal, este cu 6. Da, 6. Domnul primar, dacă se permite o intervenție, tot ne-am depasat. Nu, ar să ne sfătim ce avem de făcut. Și legat de prezența mea aici, dacă nu greșesc eu, trebuie să stau 14 zile în carantină dacă vin dintr-o țară afectată. Greșesc? Așa. Eu sunt venit de pe data de 6 în România și sunt venit din Belgia cu avionul de la Bruxelles la Bacău. Am trecut prin filtrele de control la aeroport. Adică mi s-a luat temperatura și nu la Bacău, la Bruxelles. Am văzut și eu lista pe care spuneam. Iar dacă calculăm de pe data de 7 până azi, câte zile sunt? Domnul Tomas. Noi aflăm despre cei care sunt în comunitate și s-a dispus măsura izolării sau intrarea în carantină printr-o listă care trebuie să ne fie pusă la dispoziție și ne-a fost pusă la dispoziție către Inspectoratul pentru Situațiile Urgente. Este o structură la nivel județean care se numește cam așa, Consiliul Județean de Coordonare și Conducere a Intervențiilor. Mai întâi chiar am solicitat această listă în prima etapă, când lucrurile nu erau foarte bine conturate, noi nu aveam cele mai bune informații de la Direcția de Sănătate Publică, pentru că am gândit în felul următor, în raport de informațiile pe care le-am luat și noi din mass media, când a apărut prima ordonanță, a doua și așa mai departe. Am solicitat de la Direcția de Sănătate Publică Bacău. Acolo li s-a răspuns, mă rog, nu foarte rapid, că trebuie să solicităm lista de la Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Și într-adevăr am primit-o într-o primă variantă și într-o formă actualizată. Nu figura ea lista respectivă, că dacă figura ea, te contactam noi. Asta am făcut înainte de a întruni exact săptămâna trecută Comitetul Local pentru Situații de Urgență, dincolo de ceea ce am așteptat în weekendul trecut, și practic am intuit și s-a confirmat, s-a declarat starea de urgență, da? Lunea trecută. Și, repet, nu figurez în documente. Aici e vorba de altceva, de politizarea situației ca și consilier. Dar nu asta face obiectul, nu figurează la ordinea de zi, că dacă nu era în ordine, îți atrăgeam atenția să părăsești sala. Pentru ce? Nu știu, sigur, dânsii au dreptul la propria opinie și statul răspunderea gesturilor pe care îl fac, după părerea mea, nemotivat. Probabil că nu au alte argumente și nu-i prima dată. Am înțeles de la domnul secretar general că putem, într-adevăr, și mă bucur să stăm de vorbă, pentru că, pur și simplu, suntem în condiții de legalitate și parcă
ar trebui ca de fiecare dată, sau mai ales în aceste condiții, să încercăm să ne facem datoria. Ordinea de zi, asta arată. O să reamintesc. La primul proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la asociație în grupul de acțiune locală Valea Trotușului, Bacău, pentru anul 2020. Inițiator subsemnatul. La punctul al doilea, un alt punct similar, oarecum, și anume în proiect de hotărâre privind aprobarea cotizații anuale la ADIS Bacău, cea care se ocupă de salubrizare, tot pentru anul bugetar curent, inițiator subsemnat. La punctul al treilea, avem un proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcție și desfințări, destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Inițiator, domnul Grigore Gheorghe, viceprimar și consilier local. La punctul 4, propun un proiect de hotărâre cu privire la acceptarea donației de la Terdezom, o fundație, un ONG, la școala gimnazială Bogdănești, Comuna Bogdănești de Topacău, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2. La punctul al 5-lea, prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a OAT Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2019, prezintă subsemnată. Și punctul al 6-lea, ca de obicei, solicitarea adresată Consiliului Local. Mai sunt și alte propuneri? Înțeleg că nu. Atunci să pun la vot această propunere pentru acceptarea ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Numai că prin plecarea domnului Stanciu trebuie ales un președinte de ședință. Da, vă rog să vă desemnați un înlocuitor al domnului Stanciu, care să conducă ședința de astăzi. Da. Mai sunt alte propuneri? Atunci să pun la vot propunerea pentru desemnarea domnului Oancea Viorel pentru conducerea ședinței. Da, mulțumesc. Vă felicit, domnul consilier, și vă rog să preluați conducerea dezbaterilor. Pentru încrederea acordată. Înainte de a începe cuvânta propriu-zisă, dau cuvântul domnului secretar general pentru prezentarea procesului de val de la ultima ședință. Deci, dacă pe imaginea procesului verbal încheiat în ședința anterioară, aveți de făcut completări. Dacă nu supun la vot, cine este pentru procesul verbal încheiat? Mulțumesc. În unanimitate, procesul verbal încheiat în ședința anterioară a fost aprobat. Mulțumesc. Poftiți. Trecem la ordinea de zi. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația GAL Valea Trotușului Bacău pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar. Da, domnul primar. O să încerc să fiu mai sintetic sau într-o expresie mai uzuală, nu să vin prea mult cu cele două proiecte de hotărâri. Ca principiu, ele au aceeași structură. Și e explicabil acest lucru prin faptul că noi suntem, ca și unitatea administrativă teritorială, membri în cele două asociații. De obicei, ONG-urile, deci și aceste două asociații, respectiv în speța de față, în grupul de acțiune locală Valea Trotușului, au un statut care trebuie respectat în mod firesc de către membrii asociației. Statutul este structurat de obicei pe două părți mari, și anume drepturi și obligații. Noi am beneficiat de sprijinul acestei asociații cu toate dificultățile specifice, n-ar spune inerente că puteau fi, din păcate, noi sistemul românesc le-a statuat în ghilimele pe această coordonată a dificultăților de care ne puteam lipsi. N-ar trebui să fie inerente decât până la un anumit punct.
am beneficiat, dacă vă mai amintiți, de sprijin din partea asociației pentru a accesa banii europeni pe care îi utilizăm la un proiect de hotărâre important care deja prinde contur, și anume podul peste Oituz, de pe strada Slobozia. O să luăm cunoștință cu niște imagini legate de al treilea punct pe care l-am pregătit, și anume starea economică, socială și de mediu. Nu este o sumă impresionantă, dar este o sumă care prinde bine și ajută foarte mult în raport cu resursele financiare care le avem, ca să putem plăti, să putem finaliza în ultimă instanță și această investiție. La capitolul obligații, în mod firesc, toți facem parte, la un moment dat, chiar în plan personal, dintr-o asociație. În primul rând, suntem membri unui partid politic. Și aici, știi, plătim și noi cotizația. Deci, prin similitudine, trebuie să acceptăm în mod firesc plata cotizației și la această asociație, membru fiind Oate Bogdănești. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației GAL Valea Trotușului Bacău cu suma de 1.500 lei pentru anul 2020. Articolul al doilea. După aprobare, doamna Răcoteanu Romelea, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire hotărârea. Adică va... pur și simplu va proceda la virarea sumei respective în patrimoniul asociației respective. Și articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Nicioiu Vasile, primarului Comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabilitate, asociației GAL Valea Trotușului Bacău, instituției prefectului județului Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Deocamdată atât. Vă rog să preluați dezbaterea. Dacă în acestui punct mai există comisie. Dar puteam vedea documentele dacă se... Nu, dar este doamna... Nu este disfavorată, domnul primar, din partea... Dacă e doamna Grigore. Apropo de prevederea legii de codul administrativ, sau, mă rog, de formă veche, trebuie să, ca să poată fi supusă dezbatere, trebuie să existe documentele de referință. Avem expunerea de motiv, acum mai spune raportul de aprobare. Și eu, în acest capitol, mi-am actualizat informațiile. Am uitat pe codul administrativ. Într-adevăr, de urmă ce sunt pe formula de expunere de motive, acum are această formulare. Trebuie să existe raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei. Ar mai trebui ceva? La activitatea unei comisii, comisia numărul 1 e că a studiat materialul și a dat aviz favorabil. Sunteți voi din comisie, nu? Da, eu și era domnul Bolcu, președinte, parcă? Da. Am înțeles. Prezentul proiect a venit aviz favorabil. Mă știu. Da. Comentarii, discuții, păreri, supunem la vot acest. Cine este pentru? Și eu, ca propunător, da, trecem la punctul 2 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la ADIS Bacău pentru anul 2020. Inițiator, domnul primar. Ca și referat de aprobare sau de spunere de motive cum vreți, nu mai repet neapărat argumentarea, pentru că practic suntem în același cadru legal. Deci, fiind membri ai ADIS, celebra asociație care ne reprezintă în realizarea
noi obiectiv fără de care nu se poate să face administrație, și anume gestionarea salubrității pe teritoriul Oradei. O problemă sensibilă, complexă, dar nu e, nu e momentul, nu e rostul să continuăm discuția. Noi suntem mai, poate mai mult marcați de această problematică, pentru că ne confruntăm direct și încercăm să ținem lucrurile sub control. Deci aici avem drepturi, dar avem și obligații. În cazul de față este vorba de obligația de a plăti cotizația. Deci o să trec direct la reamintirea propunerilor, organizate pe trei articole. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020 în cuantum de 3.000 lei. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcăuțeanu, Romina, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdaneni, va duce la îndeplinirea hotărârii. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Înțeu Vasile, secretar general al Comunei, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituție prefectul, și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumim, domnul primar. Comisia de specialitate. A fost chiar analizată în ședința pe comisii și a venit aviz favorabil. Avea cunoștință de faptul că această cotizație a ajuns la sumă de 3.000 de lei. S-a definitivat prin abordarea avizului favorabil. Da. Dacă pe marginea acestui punct există opinii, propuneri, supunem la vot. Cine este pentru? Majoritatea, 6 voturi. Pe unanimitate. Da, da. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și destințe destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Inițiator, domnul Ligore Gheorghe. Aveți? Gata, s-o primire. Eu propun. Stai liniștit. Domnul și domnul consilier, dumneavoastră a studiat acest proiect de hotărâre. Trecem la propuneri. La articolul 1. Să se aprobe începând cu data de 1.1.2020 modificarea cuantumului contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile de construcții și desfințare și destinări și destinate a fi eliminate prin depozitarea pentru anul 2020 în cuantum de 80 lei tonă fără TVA și decontarea acestui sume operatorului SC Ecosud SA. La punctul 2. Să se împuternicească domnul Grigore Gheorghe, având calitate de reprezentant în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a Asociației. La articolul 3. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul general al Comunei, domnul Muncioie Vasile, primarul Comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, instituții prefectului județului Bacău, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem avizul la comisia numărul 1, favorabil. Avizul domnului secretar general și hotărârea A. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Comisia numărul 1. Proiectul de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile de construcții și destinări a fost analizat ieri în activitatea pe comisie și a primit aviz favorabil. Vrea cineva să ia cuvântul? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate de voturi, acest proiect. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea donației de la Tier Holz
la școala Gimnazie Ela Bogdănești, Comuna Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Da. Aveți cuvântul. Vă participat, a realizat în cadrul școlii Gimnazia Ela Bogdănești terenul de sport și sala de sport, iar pentru ca să poată face donația era nevoie de o hotărâre de Consiliul Local. De aceea a fost inițiat acest proiect de hotărâre, care prevede că la articolul 1, acceptarea donației făcute de Asociația Atlete Zona Școala Gimnazia Ela Bogdănești, Comuna Bogdănești, cum urmează. Terenul de sport în valoare totală de 18.467,99 lei TVA, teren de joacă în valoare totală de 47.317,54 lei, inclusiv TVA. La articolul 2, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Vâncele Vasile, secretarul general al Comunei, primarul Comunei Bogdănești, Asociației Tertezom și Instituției Prefectului. Acest proiect de hotărâre a primit și raportul favorabil de analizare de la Comisia numărul 2. Mulțumim. Se pune la vot? Cine este pentru? În unanimitate de voturi și acest proiect de hotărâre a fost validat. Punctul numărul 5. Prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu al Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2019. Prezintă domnul primar. Aveți cuvântul. Aici, în încercare de a rămâne consecvent promisiunea inițială, anume de a nu lungi în mod inutil sau nesemnificativ să vă prezint raportul pe care l-ați avut la comisie. După cum se observă deja, fiecare dintre dumneavoastră are o copie după raportul pe care l-am întocmit în 10 pagini. După aceeași structură și după aceeași motivație, același comandament. Este o obligație legală a mea, ca ordonator de biserică, atât timp cât cerez funcția de mare onorabilitate primară al comunității. Aici pot să reamintesc aceeași structurare ca și în anii anterior, pentru că nici legea nu s-a schimbat și nici contextul. Aceleași metode, reamintesc, metoda statistică, comparativă, metoda SWOT, puncte slabe, puncte bune și așa mai departe. Ceea ce este nou de data aceasta, tocmai în ideea și, evident, dorința, inclusiv pentru colegii care au părăsit, după părerea mea, nejustificat, aveau ocazia să, ca să critique materialul, să mă critique, să mă ajute. Pentru mine chiar ar fi fost interesant un dialog real. Dar asta nu exclude posibilitatea, pentru că și din partea colaboratorilor mai apropiați aștept părândeală observații, pe considerându-l că discuta de idei poate conduce la mai bine, la un progres. Am beneficiat de ajutorul doamnei consilier Grigore, care desfășoară activitatea în cadrul Comisiei Economice și am realizat pentru mai bună percepție și din dorința de a da răspuns acelor care fie că nu cunosc îndeajuns
sau nouă interese, să spunem. Mai ales că, cel puțin teoretic, dar practic nu mai este posibil, din păcate, suntem în așa numită perioadă preelectorală, în sfârșit. Am zis să poată percepe mai bine, se știe că imaginea ajută la perceperea unei informații într-un procent, să spunem, important. Și să vă prezint, împreună cu doamna profesoară Grigore, câteva din investițiile care au fost, cel puțin pentru mine, în primul plan al preocupărilor. Așa, începe cu o altă idee, o altă preocupare de care am avut-o de fiecare dată, atunci când am redactat acest material de informare publică, care, repet, este și obligatoriu prin lege, dar este și un act de răspundere individuală. Întotdeauna am pus accent pe responsabilitatea celor care sunt persoane publice. El nu vine de nicăieri, acest raport sau această prezentare a investițiilor pe care am reușit să le realizăm sau să le demarăm, mai precis. Dacă v-am gândit de fiecare dată când prezentam raportul și arătam structura, precizam că ultima abordare în acest raport, deși nu eram obligat prin lege, dar eu am gândit că este mai bine, poate fi mai convingător. De fiecare dată terminam cu niște direcții pe care ne le propuneam pentru anul următor. Dacă veți merge, de exemplu, la raportul de activitate pentru anul 2018, una dintre direcții, sunt vreo 4 sau 5 direcții, după câte mai amintesc acum, era prioritizarea investițiilor. Și spuneam că o să avem în vedere, în primul rând, investiția cu cea mai mare anvergură și cea mai mare susținere financiară pentru comunitatea din Bogdănești, vreo 3,5 milioane de euro, și anume rețeaua de apă, canalizare și stația de epurare, fără de care nu poate fi conceput viitorul comunității locale. Și nu poate fi îndeplinit dezideratul pe care l-am stabilit împreună, viziunea comună, aceea de comunitate modernă și europeană. Și ea vine în acord cu un document pe care l-am avut ca ghid pe toată perioada mandatului. Deci, într-un fel, eu pot să răspund în fața comunității, evident, începând cu dumneavoastră, ce am făcut în perioada mandatului. Într-un test care s-a desfășurat în această perioadă la comanda unui organizații politice, tocmai asta era prima întrebare, după câte am aflat. Ce a făcut primarul? De obicei, aceasta este întrebarea clasică în acest mandat. Așa, după informațiile preluate de alte surse, se pare că nu am stat chiar degeaba. M-am gândit împreună cu doamna consilieră și la această șansă pe care o avem ca informația să fie difuzată, ședința fiind filmată. Și am, evident, am încercat să surprindem ceea ce a fost realizat sau pe principiul continuității, că sunt lucruri pe care le-am realizat și în anii anteriori, în 2018, deci din 2016 încoace.
Cred că putem admite totuși ideea că împreună cu dumneavoastră ca deliberativ care ați acceptat aceste investiții, le-ați aprobat. Eu niciodată n-am spus, dacă v-am gândit, că este numai munca mea sau numai ideea mea și ca dovadă că și strategia de dezvoltare locală a fost aprobată tot de dumneavoastră. Treaba mea, responsabilitatea mea principală a fost ca să fac tot ceea ce a depins de mine și de colaboratorii care formează aparatul de execuție respectiv primăria Bogdanei, să ne atingem aceste obiective. În așa fel încât la sfârșitul mandatului, pentru că suntem vom da socoteală din perspectivă politică la sfârșitul mandatului, la sfârșitul mandatului să putem să admitem împreună cu cei care ne-au trimis să le reprezentăm interesele, că suntem locomotiva pe șine, pe șinele modernizării. Am prins ultimul tren. Putem spera că, într-adevăr, comunitatea se va putea moderniza pe zona de infrastructură și va avea un viitor pentru generația noastră, dar mai ales pentru generații care vin după noi. Aici, prima imagine ne arată una din investiții pe care le-am realizat și care are legătură chiar cu ordinea de zi votată de dumneavoastră. Ați acceptat donația primită de la Terbezom pentru realizarea acestui teren de sport modern. Da. De care beneficiază elevii școlii, copiii școlii și chiar tineretul. Am participat împreună, evident, și la inaugurare. Am parcurs toate formalitățile administrative, am avut o relație bună cu Terbezom și evident că le mulțumim și pe această cale pentru disponibilitatea lor. Și lucru important că această investiție nu a fost realizată numai prin donație. Am avut o donație de aproximativ $20,000, după câte mă amintesc. Am mai folosit o donație importantă de la prietenii noștri ONG-uri din Franța. Prietenia. De rugător, dacă mi-e permis, am afișat o imagine de acum înfrățirea. De 30 de ani, suntem în parteneriat cu cei de Jean-Lis și ei au susținut în finalizarea acestui proiect cu 4.000 de euro. Le mulțumim și tuturor pe această cale. Pentru că noi a trebuit ca să putem beneficia de covorul sintetic pentru terenul de sport, să le punem la dispoziție o suprafață conformă, de putem să le punem numai terenul așa cum era el obosit, spart și așa mai departe, suprafața de beton conformă, care să permită adăugarea, instalarea covorului propriu-zis. El este, de fapt, polisportiv, acest teren, se poate juca și tenis. Este un beneficiu la care visam cu toții. Am văzut, evident, în alte localități, ani din urmă, în alte localități și de fiecare dată rămânea această dorință de a realiza și în comunitate așa ceva. Mai este o imagine, da, pe care doamna director o prezintă aici, printr-o gestionare corectă a celor 20.000 de euro care a făcut obiectul donației, am reușit să facem niște economii, să ne compensăm, să spunem, ceea ce am cofinanțat noi și nu am semnat devizul pe care ne l-a prezentat constructorul, care era sub valoarea de 20.000 de euro,
și am obținut acordul Fundației Elvețiene Verde Domn ca diferența să fie folosită la reabilitarea sălii de sport, care era și ea destul de obosită și se poate surprinde că, într-adevăr, am încercat să eficientizăm alocația bugetară primită de la Verde Domn. Deci, nu întâmplător, una din direcțiile strategice de activitate pe care le-am propus întotdeauna administrație locală a fost școala. Și în continuare tot școala. Vă este prezentată câteva investiții făcute la grădiniță, din banii de anul. Acestea sunt din bugetul local, după cât îmi amintesc. Și aici... La activitare însă de clasă. Da. Asta arată și conlucrarea deosebit de pozitivă pe care am avut-o ca primărie cu administrația școlii, evident reprezentată prin persoana doamnei consilier Grigore, directorul școlii. Regret că nu aveți imagine la fel de frumoase ca cei de pe laptop. Da. Mai ales că grădinița nu numai pregătește viitorul și tot ce am putut realiza împreună cu administrația școlii a condus la un deziderat pe care noi l-am mai discutat în ședințele noastre. Și anume, efortul acesta continuu, care nu este ușor de a menține școala ca instituție de educație și cultura comunității locale, pentru că există în mod firesc mirajul orașului, atracția orașului. Noi suntem cu efectivele de copii care beneficiază de instrucție și educație undeva pe la mijloc, aproape chiar de limita inferioară, pentru că foarte mulți copii, asta vedem și din raport în legătură cu natalitatea, se nasc și trăiesc afară, în diaspora. De-aia avem 10 nașteri. Altădată, anele urmă, v-am gândit că ajungeam până la 30 de copii nou născuți și așa mai departe. N-a fost ușor ca să menținem oarecum constant cifra de școlarizare. Ne referim la toți cei care trec în fenomenul educațional. Deci nu întâmplător, cel puțin asta este ideea mea strategică. Să avem grijă de școală, cum trebuie să avem grijă de instituția sanitară din comunitate și, fără îndoială, să spunem, ca suport pentru funcționalitatea celor două domenii, infrastructura pentru utilitățile publice, pentru serviciile publice. Continui comentariul într-o încercare de a mă sincroniza cu imaginele prezentate. Spuneam la un moment dat că în direcție de la sfârșitul raportului pentru anul 2018 am arătat că ne vom concentra eforturile pe infrastructura de utilități cu cele două obiective importante. Aici putem surprinde momente din execuția podului de la punctul Slobozia, unde am avut dificultăți de sistem ca de fiecare dată, în primul rând în accesarea fondurilor. Vă povesteam că numai să ieșim pe licitație, la un moment dat a trebuit să așteptăm vreo 3 luni de zile ca niște funcționari de la APIA. Domnul Toma știe cum merge treaba prin această structură, pentru că ei primesc un spor pentru fonduri europene, ne-am ținut vreo 3 luni de zile, pe bună dreptate, o parte dintre consilieri se întrebau de ce nu demarăm lucrările. Am reușit să surmontăm aceste dificultăți. Am parcurs licitația fără contestație, deci am câștigat timp și mai ales am câștigat timp venit din cer. La un moment dat a fost iarna permisibilă. Am demarat lucrările undeva prin octombrie, dacă mi-amintesc.
Noi sperăm ca, într-o situație normală, fără dificultățile de sistem, de tip birocratic, să începem lucrările după ce a stagnat sezonul de ploie, undeva pe august. Am început în octombrie, în schimb, am avut și șansă să lucrăm cu o firmă foarte bună, o firmă condusă de un manager tânăr din zona Oitudului, după cât înțeleg, cu o echipă de construcție foarte bună, care au reușit un ritm peste așteptările noastre și cu calitate corespunzătoare. Am ajuns undeva acum vreo două săptămâni de la acest moment al montării elementelor de suprastructură, vedeți grinzele și momentul când pur și simplu au coborât pe elementele de susținere, cele două culei și cele două pile. Aici, fără îndoială, vecinătatea, alăturarea simbolică între podețul metalic vechi obosit și ceea ce va fi, după părerea mea, un pot foarte frumos, foarte frumos ca și estetică, ca și funcționalitate. Într-o estimare așa, să spunem, mai mult vizuală, investiția este realizată în proporție de 65% spre 70%. Și ceea ce este mai important, că reușim să ieșim din apă și să evităm, dacă dă Dumnezeu, ploile care sunt necesare și care vor veni în sezonul de primăvară. Deci, de acum se va putea lucra pur și simplu folosind suprastructura deja montată. Odată ce sunt grinzele, este și un sistem de apărare aproape finalizat de gabioane. Și tocmai varietatea aceasta de elemente constructive, gabioanele plus podul, vor conduce la o estetică deosebită și în raport cu ambientul natural de acolo. Deci cam atât. Aici, sigur, nu putem, fără îndoială, evita și încercările pe care le-am făcut pentru infrastructura de mediu. Bine, aici am arătat și în raport că am trecut la sistemul de colectare selectivă care nu merge cum ne-am dorit. Aceasta este realitatea. Rămâne o preocupare și pentru anul următor. Putem trece peste acest moment. Vorbeam despre principala investiție pe care am reușit-o demarăm. Tot așa, după un periplu îndelungat și care arată dependența noastră de context. De fiecare dată, suplenea Domnului, avem dificultăți că nu putem să ieșim din contextul european, după cum vedeți, apropo de situația medicală sanitară, dar nu putem ieși nici din contextul național când e vorba de a obține avize, aprobări, autorizații ca să demareze o investiție. Spuneam și cu alte ocazii, la demararea investiției de apă potabilă, apă uzată, stația de curare, a trebuit să obținem peste 30 de avize și autorizații. Am reușit să recuperăm din timp, tot așa, datorită specificității anul timpului rece. Pur și simplu, am început lucrările. Nu este foarte ușor să gestionăm relația cu entitatea câștigătoare a execuției, care are și proiectarea, în sfârșit, dar este și aceasta un specific național, să spunem. Trebuie să fie atent cu constructorul, atât în ceea ce privește calitatea execuției, dar în egală măsură și cu pretențele financiare. Nu e ușor de gestionat această relație. Evident că
va trebui să continuăm. Aici, prin bunăvoința doamnei profesoare Grigore, v-a reamintit și suportul de Consiliul Local, de Administrație Locală, în zona vieții spirituale. Mareți că este legată de biserica din Filipești, prin bunăvoința dumneavoastră am ajutat și parohia de acolo cu sistemul de încălzire. După ce mă amintesc, pe partea de mediu, că și starea de mediu este prezentată în mod firesc în raport, avem niște realizări din secțiunea de funcționare a bugetului. Niște lucrări de apărare împotriva inundațiilor. Am început cu cea din zona podului peste vale, un an înainte, și recent în zona asta Ostroave. Domnul Oancea, care locuiește în zonă, mai cunoaște. Nu cu o sumă impresionantă, dar se spune că bunăvoința contează. A reușit o lucrare de apărare similară cu cea din anul anterior, din 2018, să spunem. Sigur, la prima vedere nu înseamnă foarte mult această pârghie într-un unghi aproape 90 de grade. Este o altă investiție. Sigur, pentru unii poate e mai greu de văzut sau greu de crezut. Mai ales că nu vrei să vezi anumite lucruri, este sistemul de monitorizare video. Am procedat și am propus dumneavoastră deliberativul acest proiect de monitorizare video din ideea și ca urmare a colaborării cu postul de poliție Bogdănești, unei colaborări corecte și am încercat să-i dăm eficiență. Și de literatura de specialitate, occidentalii care au mai mult experiență au considerat și, într-un fel, se confirmă această idee că poți eficientiza obiectivul acesta de asigurare a ordinii și liniștii publice la niște parametri buni pentru siguranța oamenilor din comunitate, prin intermediul sistemului de monitorizare video. Și din discuții pe care le avem cu cei doi pazi comunal, ca să mai angajăm un pazi sau doi, ne-a fi costat mai mult decât valoarea proiectului. Dacă v-am mai amintit, cu tocul de grea este undeva la aproximativ 1 miliard de lei vechi. În schimb, el se va amortiza destul de rapid, îi dovedește eficiența și prin faptul că structurile Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Poliția, vin și solicită date atunci când au interes în soluționarea unor evenimente, inclusiv în zona infracțiunilor și așa mai departe. E, să spunem, o concluzie pe care am încercat-o împreună, cei care am realizat aceste imagini. Am spus că nu vine nicăieri, se încadrează într-o abordare coerentă în acord cu viziunea ordonatorului de crede și existența unei strategii de dezvoltare locală. Dacă vreți un adițional personal, evident că efortul trebuie continuat. Deja începutul proiectului de apă și canalizare nu va fi ușor, dar vă asigur de toată voința personală, împreună cu echipa de colaboratori și cu dumneavoastră, rămânem pe aceste coordonate de a conferi o finalitate așteptată de consătenii noștri și onoarea unei echipe pentru care suntem. Deocamdată atât. Mulțumesc. Mulțumim, domnului primar. Dacă sunt comentarii pe marginea acestui raport al domnului primar, vă invităm la... Da, chiar mi-a zis bine, că
Sunt așa de obișnuit să fiu criticat încât le întâlnesc în lift, așa ne mai departe. Personal vă doresc succes în activitatea de continuare. Să ne dorim împreună, că eu mă singur, se spune că nu-i Dumnezeu mă lucrează singur, sau să vină la altă. Aveți cuvântul, doamna Angelă. Aș vrea să resum tot ceea ce am văzut până acum în trei cuvinte. Responsabilitate, perseverență, devotament. Și, bineînțeles, toate acestea devine succesul. Eu personal sunt încântată de proiectul la apă și canalizare și vreau să mă opresc. Sunt convinsă și știu sigur că a fost un adevărat maraton acest proiect. Ați alergat din zori și până noapte, chiar ați avut zile, nopți nedormite, nopți făcute zile. Ați investit foarte mult, știu că nu a fost ușor, nu ați abandonat ideea, probabil că dacă ar fi fost o altă persoană, ar fi renunțat să mai ducă la bun sfârșit proiect. Vă apreciez și vă felicit pentru tot efortul depus. Cred că uneori problemele care s-au ivit pe parcurs le-ați luat ca pe niște oportunități. Să dea bunul Dumnezeu, să aveți putere să duceți la bun sfârșit acest proiect și să ne bucurăm în toată comunitatea bogdăneștiană de apă și canalizare. Să vă dea Domnul și multă sănătate, sprijin din partea noastră, cu siguranță o să aveți. Să ne bucurăm cu toții, să trecem și de acest moment, prin acest moment greu, cu toții suntem afectați de acest coronavirus care ne bântuie zilele în ultima vreme și să beneficiem întreaga comunitate de sănătate, să ne rugăm pentru noi toți și vă dorim și dumneavoastră de asemenea să aveți parte de sănătate, să duceți în continuare ceea ce v-ați propus să realizați. Finalizați cele două proiecte de mare avergură, podul de dislocație. Să realizăm împreună. Și, bineînțeles, mulțumim și pentru... Chiar vreau să vă mulțumesc special. Practic, toată lumea m-a ajutat. Dacă n-au vrut, m-a ajutat. Bineînțeles, inclusiv personalul din primărie. L-am întors Dumnezeu de drum, cum se spune. Inclusiv personalul din primărie, toate... Draga... Trebuie la aparat, specialitate, cum îi zicem. Mulțumim, doamne consilier Grigore. Domnul consilier, aveți cuvântul. Stați așa cu așa, domnule. Nu vă mai lăsă că domnule. Eu urez domnului primar, sănătate domnului, sănătate multă și să-și poată duce... Sfântul picior de plecare, tratamă de poate să ducă la bun sfârșit proiectul de apă și canalizare, indiferent pe ce durată să vină. Eu urez sănătate multă. Mulțumim, și mai doresc... Sigur nu pot să vreau proiectul ăsta. Evident că am nevoie, eu vă mulțumesc cum ați ajutat și am nevoie de ajutor în continuare. Așa cum prevede legea, domnul primar ne-a prezentat ca în fiecare an, în primul trimestru, o situație economică, financiară, socială și de mediu a comunității noastre. Folosim printre altele o metodă modernă de analiză, și anume analiza de tip SWOT. Dumnealui ne-a prezentat realizările și greutățile pe care le-a întâmpinat în realizarea acestora. Cu toate greutățile, cu toate dificultățile, tergiversările, drumurile făcute pentru aprobări, știm, s-a reușit totuși să se ducă la bun sfârșit proiectul cu monitorizarea video. S-a demarat și este, după cum ne-a și specificat, realizat în valoare de 65% podul peste râul Oituz și s-a demarat și merge în direcția cea bună proiectul de apă și canalizare. În ritmul în care se va merge, deci având la dispoziție oameni care să lucreze și buget pentru finanțare și mai mult decât atâta entuziasmul și dorința de a duce la îndeplinire aceste proiecte, sunt convinsă că în perioada următoare vom asista și la finalizarea acestui proiect care va aduce mult confort și
o situație de mai bine, ridicarea nivelului de viață locuitorilor din comuna Bundănești. Îl asigurăm de tot sprijinul nostru, va fi alături de dumnealui de câte ori ne va solicita și sperăm să ducem totul la bun sfârșit. Îi urez sănătate și perseverență și în realizarea gândurilor și proiectelor. Mulțumim, mai dorește cineva să ia cuvântul? La punctul 6 avem solicitări adresate. Sunt solicitări, nu sunt. Da. Am primit la Agenția Națională a Pădurilor, Rob Silva, Direcția Silvii de Bacău, cu Silvii Coituz, către Primăria Comunei Bogdănești. Cu privire la contractul de servicii silvice numărul 12.695 din 10.10.2017, vă aducem la cunoștință faptul că la punctul 3, durata contractului articolul 5 alinea 2, dacă nu sunt intenții de a nu mai fi prelungit, acesta poate fi valabil implicit pentru anul calendaristic. În condițiile actuale și ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanții primăriei Bogdănești, vă comunicăm faptul că suntem de acord cu menționarea clauzelor acestui contract, dar numai până la data de 31.03.2020. Începând cu trimestrul 2, 2020, vă propunem inițierea unui nou contract, respectiv pe suprafață de pădure de 106,20 hectare, cu un tarif actualizat în condițiile unui calcul de eficiență economică și metodologică stabilite de autoritatea centrală care răspunde de silvicultură și ale direcției silvice Bacău, care este la nivelul de 90-43 lei an pe hectar. Avem rugăminte să analizați și să ne formulați un răspuns cu privire la încheierea acestui contract în condițiile propuse. Vă mulțumim! Da, trebuie să analizăm și să facem un contract cu acești domni de la Comisiei. Reînnoirea contractului. Da. Reînnoirea și plaga. Condițiile care sunt vor... Sistemul de plaga. Eu aș avea o sugestie, pentru că trebuie să avem finalitate, este intervenție importantă a domnului Grigore. Nu este foarte bine că s-a ajuns chiar în această situație. Adică un contract mai trebuie și urmărit în ceea ce privește termenul, în ceea ce privește condițiile și așa mai departe. Dar trebuie să facem ceea ce putem ca, într-adevăr, să rămânem conform legii și conform interesului. Eu l-am sfătuit pe domnul Grigore să vă consulte, pentru că un contract trebuie aprobat de Consiliul Local. Tot ceea ce privește construcțiile acestea juridico-financiare, banii, modalitatea de cheltuire de plată trebuie aprobată de Consiliul Local. Noi putem să propunem ca ordonator de credit sau ca viceprimar al comunii, că nu este viceprimarul meu, este viceprimarul comunei. Așa scrie pe lege. Și i-am zis să vă consulte și să constituiți o echipă, un grup de lucru. Este Comisia Economică aici. Să nu știm în bărbare. Care sunt aici, care nu au vrut să mai fie alegerea lor. În Comisia Economică, ce aici, domnul Pușcaș, este în economic. Uite, cu domnul Grigore, cine... Unul de bărbază, vă primul. Cine se mai bagă aici. Și... Dar venim să menționăm în procesul verbal al ședinței, că la punctul ăsta s-a stabilit o echipă care să vă întâlniți cu cei de la OCOL și să negociați, că ăsta este principiul. Ei să nu întindă coarda prea mult, noi să respectăm principiul transparenței și eficienței, că sunt două dintre principii care trebuie să guverneze utilizarea banului public, sau mă rog, e vorba de atât de banul public, cât și patrimoniul public-privat al comunei. E o sugestie, faceți
dacă aveți soluții mai bune, gând la gând, cu bucurie. Domnul primar? O să vă spun bine să de la Ocon, mai iertă-te. Și o să spună că tragem de timp, suntem de serioși, ori e clar că nu asta e intenția noastră. Din nefericire, activez în un domeniu care îl văd de la propriu cum se procedează. Într-adevăr, noi avem în proprietate o anumită pădure acolo. Dacă nu o gestionăm cum trebuie, ne-o saltă. Trebuie să o gestionăm cum... Am întâmplat acest lucru până acum? Poate. Am întâmplat acest lucru până acum? Nu. Spun ce am văzut în alte părți, care au avut numai iară. Noi, dacă mai avem, suntem fericiți. Am încercat să ne facem datoria de fiecare dată și să asigurăm o gestionare corectă, eficientă. Da. După cum îmi amintesc și în alte ocazii similare, la fel am procedat. Ne-am întâlnit cu ei, am negociat. Asta o să se concretizeze într-un proiect de hotărâre, să spunem, pentru ședința următoare și venim cu o propunere. Care să, noi suntem poate administrare. Să sperăm în integralitatea lui și să punem o vorbă. Dacă alții găsesc alte soluții mai bune, da. Cu tot mai bine. Da, eu garantez cu precederea și cu sprijinul. Uite, domnul viceprimar, ai un colaborator. Mai ales că am trăit asemenea. Și trăiesc încă. Este treaba de care v-ați poate. Vasile, că până când nu... Atât, da? Până când nu ne părăsesc. Să scăpăm din coronavirusul ăsta. După aia să depinde de cine ar de mine. Mai sunt solicitări ceva? Declarăm ședința închisă. Vă mulțumim. Thank you.